Într-un sat din Alba s-au dat în spectacol mătăhălii îmbrăcați în haine zdrențuroase și cu măști hidoase, flăcăi au alungat spiritele rele și au mânjit cu funingine pe toți care le-au ieșit în cale. Zile în care au colindat din casă în casă de Sfântul Ștefan, feciorii din Cunța, județul Alba, pun în cui straiele de sărbătoare și îmbracă haine zdrențuroase, iar pe față își pun măști înfricoșătoare. Apoi pornesc la colindat cu matahala. Însoțiți de un taraf, mătăhălii se plimbă prin sat ca să alunge spiritele. Oamenii din Bute se îmbracă în haine zdrențe rele, să sperie lumea. De ce v-ați îmbrăcat așa? Pentru că este un obicei foarte de demult, din strămoși, să ducem mai departe. Ne alungăm spiritele rele din sat. Potrivit tradiției, mătăhălii trebuie să mânjească cu funingine pe față pe oricine le iese în cale. De ce v-au murdări pe față? Este un obicei care datează din strămoși și povestea, legenda spune că alungă spiritele rele. Este motivul pentru care circulă în tot satul ca o purificare. Cu greu scapă cineva nepurificat. Când în toată lumea care iasă la poartă, care nu intrăm după ei, ne distrăm. Chiar și șoferii care au avut drum prin localitate au fost purificați. Noi încercăm să ținem acest obicei în fiecare an pentru a da mai departe și urmașilor noștri, pentru că și noi am primit această tradiție și de la părinții noștri, de la părinții lor. După ce spiritele rele au fost alungate, ceata de flăcăi se strânge în jurul unui foc ca să danseze, apoi merg cu toții să sărbătorească.